Rămâi câteva secunde și o să-ți explic care este diferența dintre aceste două hol Unul cu filet parțial și unul cu filet total. Și cât de mult influențează această caracteristică viitoarele tale proiecte. Pentru a mă face cât mai bine înțeles, voi realiza un mic experiment. Am două bucăți de lemn cu un mic spațiu între acestea. Și acum, haideți să vedem cum se comportă pe rând cele două tipuri de hol atunci când vrem să prindem cele două bucăți de lemn între ele primul holșurub care intră la test este cel cu filet complet. Se observă cu ușurință că oricât de mult aș încerca să înfiletez și oricât de puternic ar fi mașina de găuri și înfiletat, cele două bucăți din studiul nostru de caz nu se apropie una de cealaltă. În cel mai fericit caz, dacă vorbim de lemn de esență moale, capul holșurubului se va îngropa din ce în ce mai mult în primul nostru element. Făcând o analogie cu lumea șuruburilor de data aceasta, același fenomen se respectă și în cazul de față. Dacă ne imaginăm că cele două piulițe ar fi fixate de bucățile de lemn, atunci, oricât am strânge șurubul, părțile din lemn nu se vor apropia, nu se vor uni, nu se vor fixa una de cealaltă, așa cum ne dorim în proiectele noastre. Cred că în acest caz totul este clar, așadar, trecem la a doua categorie studiată în frumosul tutorial și anume holșruburile cu filet parțial. După cum le spune și numele, se observă cu ușurință că pe întreaga tijă filetul este prezent doar pe anumite secțiuni. Și o să vedem un pic mai târziu la ce ne ajută pe noi această porțiune nefiletată a tijei a șurubului. Trecem la treabă, același personaj, aceleași bormașină cu acumulator, old șurub diferit cu filet parțial și iată ce se întâmplă, magie. Cele două plăci s-au unit, s-au fixat, s-au tras una pe cealaltă, să spun așa. Bun, acum, de reținut, se recomandă ca porțiunea de tijă nefiletată să fie cât primul element, ca și lungime. Excepție făcând panourile, bucățile, până la 20 de mm grosime. De asemenea, în momentul achiziției, o altă sugestie este aceea să țineți cont de lungimea totală a hol astfel încât acesta să nu depășească cele două sau trei elemente. În plus, puteți ține cont și de faptul că, în funcție de grosimea hol și de duritatea materialului folosit, se recomandă o pregăurire sau o gaură pilot, îi mai spune. Asta înainte de înfiletarea propriu-zisă a hol șuruburilor. Eu sunt Constantin Barbu și dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta foarte mult să lași o inimioară, un like, un comentariu să-mi spui părerea ta despre acest clip. Por în toate!